Bine v-am regăsit, sunt Alina Stancu. Timișoara se pregătește să dea startul anului în care cultura va fi punctul de atracție pentru acest oraș. După ce a câștigat acest titlu în 2016, după amânarea cu 2 ani, în 2021 și 2023, pricinuită de pandemie, iată este acum momentul ca urbea de pe Bega să strălucească. Timișorenii sunt pregătiți să lumineze orașul. În aer se simte entuziasmul și emoția celor care așteaptă cu sufletul la gură evenimentele din acest weekend, dar și de pe întreg parcursul acestui an. Iar colegii mei, Ana Maria Chevereșan și Vlad Ungar, sunt în Piața Operei din Timișoara. Abia aștept să vă aud cum se anunță seara la voi. Bun găsit! Bună ziua, Alina! Bun găsit tuturor! Îți spunem bună ziua dintr-un loc cu totul special, încărcat de simbolism și de istorie. Așa este, poate cel mai simbolic loc al Timișoarei, Vlad. Piața Victoriei din Timișoara este locul în care, în decembrie 1989, după decenii de comunism, oamenii au avut curajul să strige din nou libertate. Bună seara, România! Bună seara, Europa! Vă spunem dintr-o capitală europeană, de aici, de la Timișoara, orașul premierelor. Timișoara a fost singurul oraș din Europa, în urmă cu mai bine de jumătate de veac, ce avea teatre de stat în trei limbi, în română, în maghiară, în germană. La Timișoara a circulat pentru prima dată în România un tramvai electric, iar Timișoara este cea care putem spune că a prins lumina în Europa, pentru că a fost primul oraș cu străzi iluminate electric din Timișoara. Suntem mândri, suntem emoționați să spunem astăzi că Timișoara este oficial capitală europeană a culturii și, într-adevăr, va străluci în 2023, iar odată cu noi, Vlad, a apărut și familia regală a României și a făcut apariția aici și va intra în Palatul Culturii. De ce? Pentru că urmează lucruri extrem, extrem de importante și frumoase acolo în următoarele ore. Suntem chiar în fața Palatului Culturii din Piața Victoriei din Timișoara. De la un minut la altul vedem, Ana, că vin tot mai mulți invitați. Așa cum spuneai și tu, familia regală a României a ajuns aici. Vorbim despre custodele coroanei, majestatea sa Margareta și principele Radu. E o atmosferă emoționantă. Am văzut că este acea zi, Ana, în care timișorenii se întorc acasă, timișoreni din toate colțurile lumii, de la Berlin, de la Paris, sunt oameni care au plecat din Timișoara poate în anii 70, în anii 80 sau chiar în anii 90 și care astăzi au simțit nevoia să se întoarcă aici, în orașul în care s-a născut scânteia libertății. Așa este, în mica Viena, dacă vreți, pentru că așa este numită Timișoara. Și apropo de Viena, iată, de la Viena, în mica Viena, a venit acum una dintre personalitățile remarcante pe plan european. Este vorba de domnul Ioan Hollander, pe care îl așteptăm acum alături de noi. Probabil că nu are nevoie de o mare prezentare, domnul Ioan Hollander, cel care este cel mai longeviv director al unui teatru de stat, al teatrului de stat, al operei de stat din Viena. Vă spunem bună seara, domnule Hollander, bun venit acasă! Bine ați venit acasă, o personalitate marcantă a culturii europene. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, în direct pe TVR1. Domnule Hollander, înapoi la Timișoara, care e cea mai vie amintire din copilăria dumneavoastră aici, la Timișoara? Opera de stat, în care am învățat toate, pentru că s-a cântat în limba română, eu am înțeles ce spun ei, ce cântă ei, ei au înțeles ce cântă ei însuși, și facultatea de mecanică, unde am studiat până am ajuns în anul 3, când am fost exmatriculat, pentru că am luat parte la o ședință la care nimeni n-ar fi trebuit să iei parte, mă rog, a fost perioada comunistă, și astăzi, când cercul ăsta s-a închis, devenind doctor honoris causa a universității care m-a expatriculat. Un cerc vicios s-a împlinit. Un joc al istoriei. Un joc al istoriei mele. Sunteți acasă aici, domnule Hollander? Vă simțiți acasă? Când plec de la Viena, mă zic eu, mă duc acasă, da. Cumva da. Poate că cu vârsta rădăcinile devin mai puternice și mai lungi și mai tari. Da, iubesc, apreciez Timișoara, totuși am trăit aici 25 de ani, așa te formează. Și între timp am mai venit și cu România sunt legat foarte mult, în special prin conducerea Festivalului UNESCO, dar și prin altele. Cum ați redescoperit orașul Timișoara? Bine, acum s-a schimbat în momentul actual, pentru că sunt afișe peste tot. Din păcate e și o muzică îngrozitoare de tare în Piața Unirii, dar mă rog, cu capitala asta culturală,
care se manifestă cum se manifestă, hai să nu discutăm, dar sunt multe lucruri bune. Am văzut expoziția Brauner, vin și alte expoziții importante. Timișoara este una din cele trei orașe care sunt capitală culturală. Eu zic așa, Timișoara n-a fost capitală, dar a fost un oraș de cultură totdeauna. Important este ce rămâne de bine după acest an de capitală culturală europeană. Ce rămâne timișorenilor, ceea ce n-au avut înainte, afară de toate care se arată în decursul acestui an. Unui străin, domnule Hollander, de ce i-ați recomandat să vină la Timișoara? Eu n-am recomandat niciun străin să vină la Timișoara. Cu siguranță merită în acest an să viziteze Timișoara, pentru că au ce vedea. N-au ce vedea mai mult, mai mult sau mai puțin decât au ce vedea în alte perioade. Muzeul de artă a avut expoziții foarte importante întotdeauna. Expoziția Baba, care este de mare importanță. Sunt cele trei teatre în trei limbi, germană, maghiară și română. Sunt puține orașe în Europa care au trei teatre de stat în trei limbi, care se vorbesc destul de curent aici. Dar acum să ne exagerăm și să spunem că suntem, nu știu, la Paris, că vizităm Timișoara. Dar cei care vin sunt bineveniți. Mai văd și ce a fost, mai văd și ce este și poate că mi se mai și arată câte ceva din ceea ce va fi. E bine. De ce vi se pare important acest proiect? A fost foarte multă implicare și autorităților în ultimii ani pentru ca Timișoara să devină capitala europeană a culturii. Cum vedeți evoluția în următorii 2-3 ani după acest proiect? Am văzut evoluția Sibiului după momentul în care a fost. Asta e una. Sibiul e o excepție totală. Sibiul este singurul oraș din Europa care, într-adevăr, a profitat prin acest domn Chiriac, care a făcut acolo un festival de teatru în încinta capitalii culturale, care a rămas, care a scos bani de la primărie și de la cei pe acolo și de la București. Asta a rămas în amintire, într-adevăr. Eu nu știu un al doilea oraș care și-a fi avut urmări așa de importante și așa de durabile cum este Sibiul. Asta Timișoara nu va reuși pentru că nu avem un Chiriac aici. Aici era o luptă în stânga, în dreapta, între partide, ce facem, ce nu facem. Au scăpat de probleme prin pandemia care a fost și prin asta s-a amânat cu un an. Dar e bine, vin trupe de teatru interesante aici, am văzut. Se întâmplă multe, multe bune, multe mai puțin de înțelese, cam toate în engleză, lumea nu prea știe ce înseamnă, prescurtări, că trăim în prescurtări astăzi, dar asta e. Binevenită, capitala culturală europeană. Vă mulțumim extrem de mult că sunteți alături de noi. Iată, pentru fiecare Timișoara înseamnă altceva. Pentru Timișoara există câte o perspectivă a fiecăruia. Și apropo de perspective, Vlad, să știți că anul acesta avem așa o propunere interesantă. Să vedem Timișoara din altă perspectivă, să o vedem de la înălțime, așa este? Așa este, să vedem Timișoara de la o cu totul altă perspectivă, fiindcă în Piața Victoriei din Timișoara a fost montată o instalație cu totul deosebită. Vorbim despre o pădure urbană, o pădure urbană în care timp de un an, pe tot parcursul sezoanelor, oamenii pot să descopere orașul altfel, dintr-o altă perspectivă. Așa este, sunt un soi de puncte de belvedere, unde putem să urcăm și putem vedea 360 de grade, putem vedea clădirile, putem vedea piața, care arată cu totul altfel decât o știm. Iar sunt acum un pic invidioasă, pentru că acolo sus deja este colega noastră, Luisa Târcă, și ne arată cum se vede Timișoara de sus. Bun găsit, Ami, bun găsit, Vlad, bună seara tuturor. Este o atmosferă de poveste în seara aceasta la Timișoara, iar unul dintre locurile care atrage privirile trecătorilor de aici, din Piața Victoriei, este un proiect care se numește Pepiniera, 1306 plante pentru Timișoara. Iar alături de mine este Cosmina Goagea din partea Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană. Bun găsit! Bună seara, bine ați venit! Vorbim despre o grădină urbană care încearcă cumva să ne schimbe percepția asupra Pieței Victoriei. De ce? În ce sens? În sensul în care
punem în, oferim perspective diverse și perspective foarte inedite asupra pieței și asupra patrimoniului construit de aici, asupra clădirilor din jur. Această instalație are două funcțiuni, de fapt este o pepinieră, dar și un observator urban, și oferim publicului și călătorilor în Timișoara ocazia să urce în pepinieră și să privească Piața Victoriei, fațada Operei de aproape și toate clădirile, tot patrimoniul construit de cea mai bună valoare din puncte de privire total diferite față de obișnuit. Care este povestea plantelor care sunt aici? Peste 1300 de plante. Am încercat să punem în valoare patrimoniul botanic al Timișoarei, care este un element identitar al Timișoarei. Lucrăm cu peisagiști, cu Studio Peisaj și cu horticultura și cu Facultatea de Științele Vieții din Timișoara, Facultatea de Horticultură, și încercăm să recreăm o pepinieră adevărată cu soiuri locale, cu plante care acum sunt în repaus vegetativ, dar pe decursul întregului an, pentru că pepiniera va funcționa aici până în decembrie, se vor dezvolta și vor dezvolta întreg ciclu de viață și o să le vedem în toate etapele vieților. Deci e e o instalație vie, în dinamică și foarte schimbătoare și o să fie foarte spectaculos. Are și un rol educativ, în special pentru copii, și e foarte interesant că este o grădină verticală în mijlocul orașului, adică unde e plin de betoane, dacă pot să zic așa. Nu e cel mai norocos termen. Exact, dar... e o ocazie pentru a discuta despre împădurire, despre plantații în oraș, despre coexistența diverselor tipuri de forme de viață, plante, insecte, animale. Este un cadru pentru ateliere și pentru lecții deschise împreună cu școlile și cu universitatea. Vorbim despre deșertificare, despre probleme umbră în oraș, despre microclimat, despre cultivarea orașului, deci cultivare și grijă. Asta e un element central în această instalație, pentru că e nevoie de răbdare. Trebuie să avem răbdare cu ea și să o urmărim pe parcursul timpului în desfășurarea ei și în diverse etape. Și e vorba de cultivare și grijă. Că vorbeam puțin mai devreme despre plante, ele sunt și așezate anume ca să ofere aceste puncte de belvedere asupra orașului, cum este balconul Operei de la etajul 2? De la etajul 2, da. Plantele sunt în principiu organizate perimetral și în anumite locuri e întreruptă această plantare perimetrală, tocmai pentru a oferi niște perspective controlate, niște perspective, să zicem, favorizate asupra anumitor puncte de interes. De exemplu, la etajul 2, cota etajului 2 este exact la aceeași cotă cu balconul Operei și atunci putem avea o imagine a acestui balcon total inedită. Noi de obicei îl vedem de jos în sus, acum o să-l vedem pe orizontală de la același nivel, și este un loc foarte semnificativ și încărcat foarte mult emoțional, pentru că e locul din care s-a declarat Timișoara primul oraș liber de comunism în decembrie 89. La fel, aici la etajul 4 avem o perspectivă foarte apropiată pe fațada Palatului Loeffler, care poartă încă urmele, întencuială urmele gloanțelor de la Revoluție, și la fel putem vedea detalii de arhitectură, altoreliefuri și sculpturi care sunt absolut invizibile de la nivelul pieței. Mulțumesc tare, tare mult că ați venit aici. Le dau înapoi legătura colegilor mei de jos din Piața Victoriei.
Da, impresionantă această pădure urbană din Piața Victoriei, iar aici, în fața Palatului Culturii din Timișoara, continuă să sosească invitații. Vor fi 100 de reprezentanți ai unor țări străine care vin aici, reprezentanții ai corpului diplomatic. Dintr-un moment în altul, Ana, trebuie să ajungă premierul României, Nicolae Ciucă. Este primul eveniment public la care va participa și ambasadorul Statelor Unite în România și totodată e extrem de important faptul că toți vor participa la spectacolul care se va desfășura în Sala Mare a Teatrului Național din Timișoara, ziua în care timișorenii se întorc acasă. Așa e. Trebuie precizat că aici, la Timișoara, la Gala Festivă, sunt prezenți și reprezentanții ai orașelor care împart, iată, anul acesta titlul de Capitală Europeană a Culturii cu Timișoara și vorbesc aici despre orașul Veszprém din Ungaria și orașul Elefsina din Grecia. Și lista, să știți, poate continua. Sunt foarte mulți oameni de cultură veniți de peste hotare, sunt cineași, sunt artiști, sunt scriitori care, iată, ne onorează cu prezența și împărtășesc așa cu noi bucuria aceasta de a începe mandatul de Capitală Europeană a Culturii. Cum ți se pare atmosfera? E o vibrație aparte, nu? E excelent. Încă din urmă cu câteva ore piața a început să se umple. Acum este deja foarte multă lume, este un furnicar și pe străzile pietonale ale Timișoarei, aici, în jurul pieței Victoria. Într-adevăr, oamenii sunt cuprinși așa de o febră aparte. Orașul începe să vibreze, Vlad, așa este? Și emoție foarte multe, iar autoritățile estimau, Ana, 20.000 de oameni care vor fi în această seară, localnici și turiști pe străzile orașului. Însă m-aș întoarce la ceva ce spuneai mai devreme, că e ziua în care timișorenii se întorc acasă, în orașul de pe Bega. Alături de noi este Anca Miruna Lăzărescu, este regizor, a plecat din Timișoara în anii 90, locuiește în Germania, la München, iar acum este alături de noi. Bună seara, v-ați întors în Timișoara. Cum ați redescoperit orașul? Bună seara, guten Abend. Orașul nu l-am uitat niciodată, aici m-am născut, aici am râs pentru prima dată, aici am plâns. Aici mi-am descoperit precis talentul de a povesti și de a inventa povești care duc mai departe în toată lumea. În primul și în primul rând, eu m-am întors recent să fac un serial care s-a numit Hackerville. Am filmat chiar aici, în această piață, în Piața Unirii, am reinventat orașul acesta. Cu câțiva ani înainte m-am căsătorit cu un timișorean, locuim în Germania, dar spiritul din Timișoara l-am dus în toată lumea, aș spune. Are Timișoara un spirit aparte, așa? Se simte că este un pic altceva, poate, decât în alte orașe ale țării și prin prisma faptului că aici vorbim de multiculturalitate, da? Se simte asta și în tot ceea ce înseamnă programul acesta al Capitalei Culturale Europene, nu-i așa? Ce v-a atras atenția de pe lista celor care au pregătit acest program? În primul și în primul rând trebuie să vă povestesc că de acest cuvânt, de această noțiune multiculti, am auzit pentru prima dată în Germania. Dar, de fapt, de trăit am trăit-o aici. Eu am fost la grădinița germană, eu sunt un sfert unguroaică, eram clasă ușă în ușă cu clasa maghiară, vis-a-vis era școala de limba sârbă. Uneori mă rătăceam în biserica catolică, cu toate că sunt botezată ortodox, iar la câteva sute de metri era sinagoga. E complet absurd să te duci în Germania și să înveți noțiunea asta de multiculti când, de fapt, ai trăit-o din primele minute. Și am savurat-o și cred că o purtăm toți timișorenii, o purtăm în noi. Suntem cu așa un self-evidence, îmbrățișăm Europa, suntem născuți să colaborăm. Iar proiectele pe care le-am văzut în timpul dimineții astea, că acum într-adevăr a început orașul să vibreze, e plin de acest spirit. E ușă în ușă, sunt exact emoțiile care îmi amintesc acum că le-am trăit și în timpul copilăriei. Și trebuie să vă spun că eu am un proiect la Berlinale, în momentul ăsta am făcut un serial. Și sunt extrem de fericită că m-am decis pentru Timișoara și zilele astea care chiar mă inspiră din plin și nu m-am dus la Berlinale cum fac în fiecare an. S-a schimbat orașul? Orașul se schimbă de la minut la minut. Îmi amintesc cu atât de mare drag cum acum 3 ani l-am descoperit, l-am redescoperit. De exemplu, acolo există o terasă fenomenală, elegantă, unde am filmat o scenă destul de emoțională. Acolo am crashed a drone, am crashuit o dronă, nu știu cuvântul pe română, am spart o dronă.
Și asta e de-abia cu 4 ani și sunt niște lucruri pe care pur și simplu nu le mai redescoper. Da, aminte când am plecat în 1990, dar îmi amintesc acolo la consignație la Bega, mi-am primit prima ie de la mama mea. Cum i-ați recomanda unui turist străin? De ce să vină să viziteze România? Pentru că am văzut, Ana, foarte mulți turiști. Așa este și am auzit, vorbindu-se în jurul nostru, mai multe limbi deja, turiștii au început să sosească în orașul nostru. În primul și în primul rând, nu există un motiv pentru care să vii, ci există o grămadă de motive pentru care trebuie să te intereseze orașul ăsta. În primul și în primul rând, e o aventură, nu e nimic standard ce poți să trăiești aici. La fiecare colț va fi o surpriză. Vor fi momente pe care nu ai cum să le planifici în orașe pe care le știm așa de bine din vest, în care totul, la fiecare colț, există un franchise. E mult mai vibrant aici. Te poți pierde și redescoperi într-un tramvai, într-un cartier și să nu uiți imaginile pe care le vezi până la sfârșitul vieții. Cu foarte multă emoție vă simt că vorbiți. Nu știu, greșesc dacă spun că aveți lacrimi în ochi în acest moment. Este Timișoara acasă sau va rămâne cumva într-un colț al inimii dumneavoastră una acasă? Uitați, nu eram pregătită pentru un moment emoțional. Cred că era și un pic frigul, dar acum, fiindcă mă întrebați, am plecat la 11 ani. Mi-am trăit o grămadă de momente în tot felul de orașe din Europa, fiind regizoare, ești un fel de gypsy traveling, fiindcă trebuie să pleci unde sunt proiectele. Dar dacă mă întrebați unde e acasă, aici e acasă. Aici m-am născut și de aici mi-am pornit drumul să-l duc în toată lumea cu poveștile mele. Și sunt foarte fericită în momentul ăsta că sunt aici. Și e foarte frumos faptul că duceți povești de aici mai departe în lume. Timișoara a fost, înțeleg, o sursă de inspirație pentru dumneavoastră. Absolut, așa este. Vă mulțumim extrem de mult că v-ați făcut timp, v-ați rupt așa puțin din timpul noastră să fiți alături de noi, pentru că urmează în foarte scurt timp. Mulțumim pentru aceste precizări. Gala festivă. Diversitate este cuvântul care probabil Vlad caracterizează așa cel mai bine orașul Timișoara. Diversitate, Ana, și multiculturalitate. Aș spune, m-am născut la Timișoara și am crescut aici și aveam pe scară de fiecare dată vecini, chiar dacă familiile se mai mutau, sârbi, maghiari, germani, evrei, se vorbea în limbi diferite, însă ne înțelegeam foarte bine unii cu ceilalți. Așa este și sunt familii multietnice aici la Timișoara, de ce nu să menționăm și acest lucru. Și apropo de diversitate, spuneam că am auzit vorbindu-se deja mai multe limbi în jurul nostru, mulți turiști probabil că și-au rezervat acest weekend pentru a veni la Timișoara, pentru a asista la tot ceea ce înseamnă evenimentele de deschidere. Cu siguranță că Piața Unirii este cea care se va umple la un moment dat, peste vreo 2 ore, pentru că acolo va începe distracția, acolo vor începe concertele după gala de aici, din Piața Victoriei. Și am văzut, Ana, deja foarte mulți oameni care treceau pe aici prin Piața Victoriei și se îndreptau spre Piața Unirii. Am văzut turiști din Japonia, turiști din Ungaria, din Austria, din Germania și din Franța, care ne spuneau: vreau să mă bucur de capitala europeană a culturii, e o atmosferă extraordinară. Și chiar e. Da, așa este. Și petrecerea începe în Piața Unirii, cu tine în primul rând. Acesta este unul dintre un slogan pe care le regăsim în această perioadă, mai peste tot afișat în oraș și în Piața Unirii. O să mergem și noi acum, pentru că acolo se află colega noastră, Adriana Pinti, care așa ușor, ușor o să ne introducă în atmosfera de distracție. Acolo vor avea loc concertele. Adriana? Bună ziua, Ana, bună ziua, Vlad, bun găsit tuturor. Așa este, deocamdată forfotaie la voi în Piața Victoriei, cu toate oficialitățile, însă în mai puțin de 2 ore, aici Piața Unirii, unde ne aflăm noi, va fi polul distracției, pentru că va fi evenimentul oficial de deschidere a capitalei culturale europene. Circa 15.000 de oameni se așteaptă autoritățile să umple piața. În acest moment oamenii vin, se plimbă, însă cu certitudine, în mai puțin de 2 ore, piața va fi plină, pentru că va fi, așa cum spuneam, polul distracției. Pe scena din spatele meu, unde acum se fac pregătiri, vor începe să ne oprim și legătura la voi, pentru că înțeleg că a venit premierul.
Așa e, Adriana, te întrerup, fiindcă exact în aceste momente premierul României Nicolae Ciucă a ajuns aici în Piața Victoriei din Timișoara. Este chiar în spatele nostru, Ana. Tocmai a trecut prin spatele nostru, iar premierul României va intra așa în este, sala mare. Încet, 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 sala Palatului Culturii începe să se umple, pentru că mai este foarte puțin timp până când acolo va începe marea gală, gala de deschidere care va marca oficial preluarea mandatului de capitală europeană a culturii. Este cel mai înalt oficial al statului român care participă la această ceremonie, care dă startul programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii. În sală va mai fi Lucian Romașcanu, ministrul culturii. L-am văzut cu puțin timp în urmă, intrând în sală, și sunt reprezentanții ai corpului diplomatic, vorbeai despre ei, dar și miniștri ai culturii din alte state europene. Așa este, din ce am aflat până acum, pe lista invitaților sunt miniștri ai culturii din Muntenegru, spre exemplu, de asemenea, ministrul culturii din Slovacia. Iată o mulțime de personalități importante. Este ceea ce se va întâmpla în interiorul Palatului Culturii, însă vă propun să revenim acum puțin în Piața Unirii și să vedem cum se pregătesc cei de acolo, pentru că după ce se vor încheia aici festivitățile oficiale, acolo va începe distracția. Adriana, te rog, înapoi la tine. Bine v-am regăsit. Vă spuneam că aici în piață deocamdată lumea doar se plimbă. Organizatorii pregătesc ultimele detalii. La ora 19 va începe festivitatea de deschidere oficială până la urmă. Practic aici spectacolul se va adresa tuturor vârstelor, tuturor gusturilor. Va fi un adevărat maraton de concerte, de spectacol, jocuri de lumini. De asemenea, vor urca pe scenă de la ora 19 începând până la ora 23 artiști locali, artiști naționali, artiști internaționali, pentru că muzica și cultura unesc. Va fi inclusiv pe scenă o colaborare între artiștii naționali și cei internaționali. Va fi muzică diferită, de la muzică electronică, muzică funk, hip-hop. Vă spuneam, pentru toate gusturile, vor fi inclusiv artiștii de la Taraf Caliu. Și pentru că spuneam că va fi un spectacol inclusiv pentru cei mici, să știți că la un moment dat, după ora 20, vor fi artiștii de la Moar Experience. Vorbim despre 22 de artiști acrobați, care vor face spectacol pe cer, la propriu. Aceștia se folosesc de cer ca decor. Vor face acrobații, va fi un spectacol incredibil, un show de zile mari, totul pe muzica rock a artiștilor de la Dušan Pilot. Acest spectacol a mai fost prezentat în peste 30 de țări și a lăsat oamenii cu sufletul la gură când au urmărit. Acest lucru sunt convinsă că se va întâmpla și aici. Vă spuneam, muzica e pentru toate gusturile, așadar va fi distracție mult aici în Piața Unirii, care se va umple cu certitudine și va fi un show așa cum Timișoara nu a mai văzut în ultimii ani. Dacă sunteți din Timișoara sau din apropiere, ar fi bine să vă grăbiți să prindeți un loc aici în Piața Unirii. Apropo, e transportul gratuit în oraș, au fost suplimentate mijloacele de transport în comun. Iar dacă nu sunteți de aici, din vestul țării, vă propun să rămâneți alături de noi. Pe TVR2, de la ora 19 la ora 23, veți putea urmări întreg spectacolul și credeți-mă că merită. Cu siguranță merită, Ana. O să așa mergem și o să vedem și noi spectacolul. Și, da, pentru că este un spectacol pentru absolut toată lumea. Incluziune este unul dintre cuvintele care definesc iarăși foarte bine Timișoara, așa este, Vlad? Și întregul proiect, aș spune, tot proiectul Timișoara Capitală Europeană a Culturii așa a fost construit este. Pe acest concept. Incluziune în toate formele ei, pentru că acum venim din Piața Unirii. O să vă spun că, spre exemplu, acolo la spectacol pot participa și persoane cu deficiențe de auz și persoane cu deficiențe locomotorii, pentru că în permanență, pe scenă, alături de artiști, va fi o interpretă în limbajul mimico-gestual, care practic va traduce pentru persoanele cu deficiențe de auz versurile melodiilor, va traduce cumva în acest limbaj și ritmurile melodiilor, iar persoanele care au deficiențe locomotorii, spre exemplu, au o zonă special destinată lor, un soi de podium amenajat în fața scenei și de acolo vor putea să urmărească întreg spectacolul, așa? Este pentru toată lumea. E foarte interesant. Suntem diferiți, dar suntem împreună. E cumva unul din mesajele cheie pe care le-am văzut în toată această unitate perioadă. În diversitate. Exact. Până la urmă, da, un slogan mai european de atât, nici că am fi putut să găsim.
Se umple și Piața Victoriei și tot sala mai mult. Mare a Teatrului Național din Timișoara. Majoritatea invitaților, trăgeam cu ochiul în spate, au intrat deja în sala mare a Teatrului Național. Un detaliu de atmosferă, v-aș spune, sunt măsuri speciale de securitate, Ana. Sunt ofițeri ai jandarmeriei, ai poliției, ai poliției locale, care se asigură că nu vor exista niciun fel de incidente. Sunt reprezentanții ai corpului diplomatic, așa cum vă povestea Ana mai devreme, care se află în sală. Și e un spectacol care trebuie să înceapă dintr-un moment în altul. Atunci când va începe acest spectacol, practic se dă startul programului Timișoara, capitală europeană a culturii. Extraordinară atmosfera și în timp ce oamenii au intrat în sală, invitați în sala mare a Teatrului Național, am văzut foarte mulți turiști care s-au oprit în această zonă și au vrut să afle cum pot să ajungă în Piața Unirii. Așa este, iar la dispoziția lor, dacă putem spune așa, stau câteva sute de voluntari. Au fost mobilizați voluntari și să știți că nu vorbim doar despre timișoreni, despre români. Știu că sunt voluntari sosiți din Serbia, din Ungaria, Japonia. Și din Japonia. Japonia. Exact. Există persoane din Japonia care și-au oferit în mod voluntar serviciile. Toate aceste persoane, toți acești tineri, pentru că e vorba în mare parte de tineri, mișună așa pe aici, printre sutele de persoane care acum au împânzit străzile pietonale, împart pliante, le oferă informații celor care doresc să știe despre evenimentele care s-au întâmplat în oraș sau care urmează să se întâmple, le indică locurile unde se întâmplă un anumit eveniment și, într-adevăr, tot orașul este împânzit de evenimente. Ar fi greu să spunem că putem ajunge la toate deodată. De azi dimineața a început și programul. N-am mai văzut orașul așa, chiar cu o atmosferă ca cea din aceste inclusiv, zile, da, inclusiv în cartierele orașului au fost aduse spectacole. În cartiere în care lumea poate este mai puțin obișnuită cu genul acesta de mișcare, dar credeți-mă, atmosfera a fost extraordinară și acolo. Au fost implicați elevi de la școlile timișorene în ceea ce înseamnă momente ale acestui program de lansare a capitalei europene a culturii, Timișoara, iată. Iar un moment special în acest an în care Timișoara este capitala europeană a culturii va fi în perioada septembrie 2023-ianuarie 2024. Așa este, cap de afiș. Brâncuș, expoziția Brâncuș, cea mai mare expoziție Brâncuș din ultima jumătate de secol, o investiție de numai puțin de 2 milioane de euro. Îți iei bilet sau ți-ai făcut rezervare? Încă nu mi-am făcut rezervare, dar cu siguranță nu am cum să ratez așa ceva și sunt absolut convinsă că foarte mulți români, și atenție, nu doar români, ci probabil și vecinii noștri din Serbia, eu știu, din Ungaria, care sunt obișnuiți să vină aici la Timișoara, cu siguranță mulți își vor trece pe agenda lor personală concediul luna septembrie pentru a veni la Timișoara și pentru a vedea operele lui Brâncuș. De pildă, celebra lucrare Domnișoara Poganiu vom putea admira în perioada septembrie-ianuarie la Timișoara, la Muzeul de Arte din Timișoara. Vor fi măsuri speciale de securitate, fiindcă valoarea acestor lucrări, Ana, este inestimabilă. Da, și imaginez că și tot procesul de aducere a acestor opere de artă aici la Timișoara a fost unul extrem, va fi unul extrem de amplu. Însă, probabil că avem ocazia, așa-i, să aflăm mai multe despre asta în următoarele intervenții. Chiar și în aceste momente, primarul Timișoarei face declarații, începe evenimentul din sala mare a Teatrului Național. Onorată asistență, stimați invitați, dragi timișoreni, este onoare mare să vă urez bun venit la Timișoara. Salut prezența alături de noi a domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, a ministrului culturii Lucian Rămășcanu și a membrilor Guvernului României. Mă bucură prezența domnului Sergiu Nistor, consilierul prezidențial al președintului României, domnul Klaus Iohannis. Casa Regală a României mereu a fost alături de timișoreni în momente importante, așa este și astăzi. Salut prezența majestății sale Margareta, custodele coroanei române, și alteței sale regale, principele Radu al României, alături de noi. Bună seara! Stimată doamna comisar european, Adina Vălean, bun venit la Timișoara, împreună cu distinși reprezentanța instituțiilor europene. Ne bucurăm de prezența a 24 de parlamentari și 9 europarlamentari. Astăzi, să vă gândiți des la noi, bine ați venit! And it's a
great honor for me to greet the ambassadors of almost 50 countries and the consuls. Many of you have partnered with us for the cultural program and for specific collaborations, and we're grateful for your support. We're happy to have you with us, also the ministers of culture from Slovakia, from Greece, from Slovenia, Poland and Montenegro. Welcome to Timișoara. Îl salut și pe domnul președinte al Consiliului Județean, Alin Nica, unul dintre cei trei finanțatori ai programului cultural în acest an. Bine ați venit! And a special welcome to the mayors and vice mayors from our sister cities, from Porto, Rueil-Malmaison, Karlsruhe, Lublin. And we're honored to have with us today the deputy mayor of our sister city, Cernăuți, in Ukraine. A special welcome to you, Mr. Deputy Mayor. Și nu au ajuns doar primari din alte țări, ci și primari din toată România. Bine ați venit, mulțumim că sunteți solidari cu noi în această zi frumoasă. Și ne bucurăm că sunt cu noi astăzi reprezentanții clerului, în al preasfinția voastră, excelența voastră, monsignor, eminența voastră, șef, rabin, preasfințiți părinți, mulțumim că păstrați tradiția Timișoare ecumenică și interconfesională. Bine ați venit! Aici în față un cald bun venit operatorilor culturali, instituțiilor culturale, mediului artistic, echipa curatorială a proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii, care au pregătit un program excepțional și intens. Vă mulțumesc că ați venit! Iar fără implicarea mediului privat, această capitală nu ar fi posibilă și mulțumesc reprezentanților și sponsorilor pentru prezență și sprijin. Stimați aleși locali, stimați reprezentanți ai instituțiilor locale și ai societății civile, personalități marcante ai vieții Timișoarei, dragi prieteni, după această lungă introducere, dar care a meritat pentru că sunteți toți deosebiți, îl invit acum în scenă pentru primul moment muzical pe Andrei Irimia.
Mulțumim. Înainte de a cânta ultima piesă, o să-l invit pe scenă alături de noi pe tânărul Abel Chircă, violonist în cadrul Orchestrei Filarmonice Banatul. Thank you.
Bună seara! Mă numesc Cristina Cizmaș, născută, crescută, școlită, muncită, obosită, uneori epuizată, mereu pasionată, iubita oba, înflăcărată aici, în Timișoara. Bună seara! Eu sunt Ioana Bugarin, născută, crescută, plecată și ocazional întoarsă. Sunt ceea ce s-ar putea numi o revenitură, dar întotdeauna bucuroasă să fiu în oraș și pe scena aceasta chiar pentru prima dată. Suntem frumos îmbrăcate și îmbrăcați în această seară. Suntem într-un oraș liber și în siguranță. Astăzi este sărbătoare în Timișoara, dar suntem cu gândul și la cei care trec prin momente grele acum, fie ele războaie sau dezastre. Dar cele mai frumoase momente pentru timișoreni și bănățeni în general sunt cele în care ne pregătim de oaspeți, când ne vin goștii. Bucuria de a deschide poarta pentru prietenii vechi și noi, pentru familia reunită din toate colțurile lumii, face să merite toate grijile pe care ni le-am făcut, ca totul să meargă țais. Ne pregătim de mai bine de un deceniu pentru această seară. Atâta drum pentru un moment atât de simplu în fond. Să fim împreună. Să simțim împreună Timișoara. Pentru că acum se poate. Fără restricții, fără îndoieli, fără amânări, până la capăt. Drumul a fost întortocheat. Lung. În lucru. Frumos. Lung. Intens, abrupt, stresant, direct. Bun. Privesc acum în sală, mă uit în ochii voștri și pot să spun cu mâna pe inimă și cu inima în palmă că a meritat. Sau? Răspunsul la această întrebare ni-l vom da împreună pe 17 februarie 2024. Mă uit acum la tine, Cristina, mă uit la voi toți și pot să spun și eu cu mâna pe inimă că este o onoare să fiu, să fim, să trăim acest moment împreună. Seara asta este seara noastră, tocmai pentru că vă dăruim vouă. 2023 este anul Timișoarei, tocmai pentru că îl dăruim României și întregii Europe. În 2007, Sibiu, capitală europeană a culturii, a adus România în centrul atenției, dezvăluind o Românie surprinzătoare, spectaculoasă, diversă și ospitalieră. A fost și anul de debut al României ca țară membră a Uniunii Europene, intrarea într-o familie autentică de valori. 15 ani mai târziu, Timișoara dovedește din nou că orașele României sunt porți deschise către Europa și întreaga lume. Îl invităm alături de noi pe consilierul prezidențial, Sergiu Nistor, care ne va citi mesajul președintelui României, Klaus Werner Iohannis. Stimate domnule primar, domnule prim-ministru, doamnă comisar european, domnule ministru al culturii, majestatea voastră custode al coroanei, doamnelor și domnilor parlamentari și europarlamentari, distinși invitați, excelențe, eminențe, înalt preasfinția voastră.
Este o mare onoare pentru mine să dau citire în fața dumneavoastră mesajului președintelui României, sub al cărui înalt patronaj se desfășoară programul Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii. În mesajul său, președintele României spune: transmit tuturor cetățenilor Timișoarei felicitările mele și urez mult succes programului cultural Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii, unul dintre cele mai importante momente ale istoriei orașului de pe Bega în secolul 21. Astăzi, la 16 ani de la prima capitală românească a culturii europene, dumneavoastră veniți cu un proiect prin care timișorenii și mândra comunitate a bănățenilor își prezintă și își valorifică tradițiile și energiile culturale, dar și spiritul civic și aspirațiile. Titlul de Capitală Europeană a Culturii nu a fost ușor de obținut, 14 orașe din România fiind descrise într-o competiție puternică. Timișoara a fost cea care a primit laurii, pentru că a prezentat un program ambițios și inovator. Light Your City a câștigat prin viziunea pe care o promovează, care nu doar fructifică resursele culturale ale orașului și ale zonei în care este situat, dar propune un înnoit angajament civic și are drept obiectiv transformarea Timișoarei într-un pol cultural de relevanță europeană. Vă doresc ca acest deziderat să se împlinească. De la decizia juriului european din 2016 și până astăzi a fost parcurs un drum greu, care a presupus eforturi susținute pentru a depăși momentele extrem de dificile care au afectat punerea în practică a proiectului. În ciuda obstacolelor apărute, ați demonstrat hotărâre și o foarte bună capacitate de organizare pentru a câștiga această veritabilă cursă contra cronometru a pregătirii programului cultural pentru lansarea sa de astăzi. Am acordat, spune președintele în mesajul său, înaltul patronaj nu doar unui proiect cultural de excepție, ci și ca recunoașterea faptului că, așa cum spune sloganul programului, timișorenii au dovedit că vor și pot să-și lumineze orașul prin ei înșiși, prin cultură și implicare comunitară. Timișoara, locul unde în decembrie 1989 s-a aprins flacăra Revoluției și s-a născut speranța că România poate redeveni partea Europei libertăților și democrației, răspunde astăzi provocărilor unei lumi aflate în căutarea unor noi echilibre. O face prin energiile marilor sale resurse culturale, educaționale și științifice. Atunci când, la sfârșitul anului, programul cultural se va fi încheiat formal, vă doresc să constatați că un astfel de proiect ambițios nu se termină niciodată la căderea ultimei cortine. Sunt convins, spune președintele mesajul său, că Timișoara, Capitala Europeană a Culturii, își va proba succesul prin moștenirea de lungă durată și cât mai bogată pe care o va lăsa culturii. Dragi timișoreni, dragi bănățeni, vă urez să vă bucurați de ceea ce Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii, vă va oferi. Să primiți și să dați mai departe, cu generozitate, lumina creației și a cunoașterii. Semnează Klaus Werner Iohannis, președintele României. Așa cum am spus, programul cultural se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României și aș avea marea onoare dacă domnul primar al municipiului Timișoara s-ar apropia pentru a-i înmâna diploma înaltului patronaj. Schimburile culturale, libertatea de mișcare și puterea de exprimare a artiștilor sunt esențiale pentru imaginea României în lume. În plus, cultura știe și poate să deschidă uși la fel de bine ca diplomația sau negocierile la nivel înalt,
să propună răspunsuri proaspete și curajoase la temele globale care ne preocupă pe toți. Îl invităm pe scenă pe Nicolae Ciucă, prim-ministrul României. Domnule consilier prezidențial, doamnă comisar european, domnule ministru, majestatea voastră custode al coroanei regale, doamnelor și domnilor parlamentari și europarlamentari, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, doamnelor și domnilor, dragi timișoreni. Este o deosebită onoare să mă aflu astăzi la Timișoara pentru a participa împreună la ceremonia de lansare Timișoara Capitală Culturală Europeană a anului 2023. Scriem astăzi o nouă pagină de istorie în parcursul european dinamic al României. Am debutat ca stat membru al Uniunii Europene cu succesul orașului Sibiu, prima gazdă românească a capitalei culturale europene. Lecțiile Sibiului, oraș pe care am avut bucuria să îl revăd ieri, au confirmat valoarea adăugată adusă de purtarea pentru un an de zile, alături de Luxemburg, a standardului culturii europene. Sunt convins că Timișoara va continua modelul și va străluci în acest an, așa cum sugestiv indică motoul Revărsați lumina, luminează-ți orașul. Timișoara nu este doar orașul martir care a prins scânteia libertății în anul 1989, azi la Timișoara, mâine în toată țara. Timișoara este orașul punte între comunitățile culturale din Europa, care emană neîncetat vibrațiile de cooperare, dialog și creativitate în rândul generațiilor sale seculare, unite în diversitate. În actualul context geopolitic complex pe care îl traversăm, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, valorile unității, solidarității și ale cooperării între națiuni sunt cu atât mai prețioase. Cultura le potențează ca formă universală de exprimare a conștiinței iluminate de dorința libertății de exprimare, de coeziune și de pace. Pe acest fundal și în virtutea experienței sale consistente în găzduirea și asistarea refugiaților, Timișoara a demonstrat odată în plus că este cetatea oraș de referință în promovarea cooperării interculturale, acționând în solidaritate profundă cu artiștii ucraineni și diferitele organizații culturale. Obținerea statutului de capitală culturală europeană a fost marcată de pregătiri temeinice, inițiate încă din anul 2015, și care au presupus parcurgerea unor etape procedurale complexe și bifarea unor pași laborioși de depunerea candidaturii, preselecție, monitorizarea stadiului pregătirilor și, în final, preluarea titulaturii efective. Doresc să felicit pe această cale toți actorii guvernamentali și locali implicați în procesul obținerii de către Timișoara a statutului de capitală culturală europeană. Le mulțumesc tuturor celor implicați, societății civile și voluntarilor pentru eforturile susținute și neîntrerupte depuse. Îi asigur de continuarea sprijinului material și uman din partea Guvernului României. Mulțumesc în egală măsură Comisiei Europene pentru sprijinul oferit Timișoarei în parcursul spre obținerea acestui titlu de marcă. Capitala culturală europeană a demonstrat în mod constant că politicile culturale sunt la fel de importante ca tehnologia
comerțul și economia. O identitate europeană puternică nu se poate construi doar pe declarații politice, tratate și drept secundar, ci și pe cultură și valori culturale. După cum spunea unul dintre arhitecții Uniunii Europene Moderne, Jacques Delors, nu ne putem îndrăgosti de o piață internă, deoarece o conștiință europeană nu se poate construi doar pe cifre. Avem nevoie de un suflet al Uniunii, iar acesta este reprezentat de diversitatea noastră culturală și lingvistică. Moștenirea culturală de excepție, creativitatea și bogăția au deschis în anul 2007 drumul României în Uniunea Europeană și au situat-o în prim planul valorilor culturale ale comunității. Astăzi, aceleași valori dau suflet identității europene puternice a României și îi susțin idealurile de dezvoltare, bunăstare și de accedere la cea mai reprezentativă organizație din lume. Orașul Martir, care a prins scânteia libertății în 1989, deschide începând de astăzi noi punți de legătură între comunitățile culturale și își exersează vocația europeană. Azi în Timișoara, mâine în întreaga Europa. Urez succes Timișoarei și timișorenilor în continuarea contribuției lor la cultura românească și europeană. Vă mulțumesc! Sărbătorim la Timișoara Europa pe care au visat-o, muncit-o și apărat-o sute de milioane de oameni, un spațiu al demnității, al libertății și al democrației. O Europa care se scrie și se rescrie cu fiecare dintre noi, în care cultura și culturile ne apropie și ne deschid noi drumuri. O invităm alături de noi pe Adina Vălean, comisar european. Dragi gazde, înalți oaspeți, domnule prim-ministru, acum aproape 4 decenii, ministra culturii din Grecia, Melina Mercuri și omologul ei francez, Jacques Lang, au creat programul Capitala Culturală Europeană. Inițiativa a devenit în foarte scurt timp una dintre cele mai populare și apreciate la nivel european. O adevărată sărbătoare dedicată patrimoniului comun și imensei diversități culturale pe care o găsim în Europa. O celebrare a dialogului cultural și a culturii vii, autentice, care menține valorile pe care se bazează întreaga construcție a Uniunii Europene. Timișoara intră în comunitatea orașelor care au primit titlul de Capitală Culturală Europeană și doresc să vă felicit în numele Comisiei Europene. Sigur, acest titlu vine cu multe responsabilități, dar și cu beneficii. Despre responsabilități îi voi lăsa pe organizator să vorbească, despre beneficii aș vrea să spun câteva cuvinte. Apartenența la rețeaua de capitale culturale europene e mai mult decât simbolică. Experiența ne arată că orașele gazdă au avut beneficii semnificative pe termen lung în ceea ce privește regenerarea urbană, îmbunătățirea imaginii publice sau valorificarea potențialului de inovație. În aceeași măsură, capitalele culturale europene au reușit să atragă mai mulți turiști și să promoveze un turism de calitate la nivel național și european. Contextul creat de numirea unui oraș capitală culturală aduce și alte investiții decât cele legate de evenimentele culturale. Uniunea Europeană, Comisia Europeană, prin fondurile de coeziune, a finanțat în regiunea de vest, Timișoara, proiecte în valoare de 221 de milioane de euro, începând cu 2007. Unele, cum ar fi reînnoirea flotei de tramvaie sau renovarea catedralei romano-catolice, sunt, iată, lucruri relevante și în contextul capitalei culturale europene. Pentru următorii ani sunt disponibili 90 de milioane de euro
din care 29 de milioane pentru regenerare urbană, alte 29 de milioane pentru proiecte de mobilitate urbană. Așadar, doresc Timișoarei să se folosească, asemenea celorlalte orașe capitale culturale europene, de momentul titlului pentru a investi într-un viitor cu un parcurs important. Doamnelor și domnilor de la Timișoara, ambasadorii dumneavoastră în acest context european vor duce nu numai proiectele culturale, dar și spiritul orașului. De Timișoara se leagă nume importante ale culturii contemporane, romanele Hertei Müller, poezia lui Șerban Foarță, documentarele lui Andrei Ujică, arta vizuală a lui Iosif Chiroi sunt cu adevărat parte din patrimoniul român, european și universal. Ele sunt expresia culturii vii, autentice, pe care fondatorii capitalei culturale europene au vrut să o pună în valoare și să o facă cunoscută cetățenilor europeni. Vă asigur că voi fi la Bruxelles ambasadorul Timișoarei, așa cum știm noi bine, românii, Timișoara libertății, a curajului și a multiculturalității. Vă doresc succes! În ultimii ani, cultura a transformat România într-un punct bine definit pe harta lumii. Filme românești multipremiate, artă celebrată în muzee și bienale, concerte și spectacole aplaudate la scenă deschisă, literatură tradusă pe toate continentele, toate acestea ne-au oferit o carte de vizită care ne reprezintă și ne obligă. Îl invităm alături de noi pe ministrul culturii, Lucian Romașcan. Domnule prim-ministru, majestate, domnule consilier prezidențial, excelențe, eminențe, dragi reprezentanți ai corpului diplomatic, bine ne-am găsit la Timișoara. Sunt foarte bucuros să mă aflu aici alături de dumneavoastră pentru a celebra împreună cultura, creativitatea și dialogul. Timișoara, capitală culturală europeană, este un program ambițios, care implică nu numai responsabilități uriașe din partea tuturor celor care au contribuit la realizarea sa, dar și provocări pe măsură, iar la final excepționale realizări cu efecte pozitive nu numai pe scena culturală românească și internațională, dar și pentru scena economică. Vorbim despre un program care reunește artiști, generații și naționalități într-un spirit cu adevărat european și cu deschidere către culturile și valorile fundamentale europene. De câțiva ani deja traversăm, din păcate, vremuri tumultoase. Multiple restricții și izolări, conflicte la granițele noastre, distrugerea moștenirii culturale din regiune. Deși vremurile dificile pe care le trăim au scos în evidență vulnerabilitățile sectorului cultural, acestea au subliniat deopotrivă și rolul esențial al culturii pentru reziliența și bunăstarea societăților. Astăzi, mai mult ca oricând, recunoaștem nevoia de a investi mai mult în educația culturală și artistică, în definirea unui statut mai bun și a unor condiții de muncă îmbunătățite pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii. De altfel, Ministerul Culturii a reușit o reformă a sistemului de finanțare a sectorului cultural, creând un cadru juridic și administrativ mai stabil, previzibil și durabil pentru întreg sectorul cultural independent. Avem nevoie de o mai puternică mobilizare și solidaritate în Europa, de schimburi și mobilități tot mai consistente între culturile, societățile și economiile noastre. Iar Europa și fiecare dintre țările noastre trebuie să continue să investească în cultură, în creativitate și inovație. Doamnelor și domnilor, anul acesta Timișoara va vibra în ritmul diverselor proiecte culturale, care vor fi tot atâtea ocazii de sărbătoare și bucurie. A fi capitală culturală europeană înseamnă și rezultate pozitive pentru dinamismul unui oraș, pentru imaginea și economia sa. Iar marea provocare va fi să conservăm această dinamică pe termen lung. În context, îmi exprim încrederea că entuziasmul, dialogul, arta și inovația vor face un loc de întâlnire al culturilor.
De altfel, acesta este și esența mesajului meu de încredere în viitor, de încredere în talentul și creativitatea artistică în toate formele sale de exprimare, în diversitatea culturală care ne aduce împreună, dar care ne face diferiți în forța valorilor europene. Închei prin a adresa felicitări tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui grandios proiect, rezultatul unui efort de mai bine de 8 ani, un proiect care mobilizează și inspiră deopotrivă. Și vreau să subliniez că în răspăr cu tradiția noastră de a pune totuși politica înaintea oricăror alte demersuri, vreau să felicit pe primar, pe președintele Consiliului Județean, pe liderii partidelor politice din Timișoara, că și-au pus toate eforturile pentru a duce acest eveniment la nivelul pe care îl așteptăm și sunt convins că la sfârșitul acestui an extrem de important pentru Timișoara, toată lumea va fi fericită și se va felicita pentru această decizie importantă. Vă mulțumesc și urez un an cultural important, frumos Timișoarei. Vă mulțumesc! Titlul de Capitală Europeană a Culturii înseamnă pentru oraș, pentru județ, dar și pentru regiune, un moment cheie. Este o ocazie importantă de a crea conexiuni durabile, de a atenua diferențe, de a duce împreună urbanul și ruralul, oameni și instituții, mediul cultural, academic și mediul de afaceri, în proiecte pe termen lung. Îl invităm alături de noi pe președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Adrian Nica. Domnule prim-ministru, domnule primar, excelențele voastre, înalți și distinși invitați, ce an fabulos va fi 2023 pentru Timișoara și pentru Timiș. Acest titlu ne oferă o oportunitate excepțională să punem în valoare potențialul impresionant al regiunii, să așezăm lucrurile în perspectivă, să construim și să consolidăm viziunea integratoare a zonei ca parte bine conectată în și cu Europa. Sunt deosebit de bucuros că instituția pe care o reprezint este parte din povestea aceasta frumoasă care se scrie sub ochii noștri. Consiliul Județean Timiș a investit considerabil pentru a contribui la valorificarea acestui moment istoric prin consolidarea infrastructurii și a ofertei culturale a orașului și a județului. Avem ca obiectiv să facem din cultură un motor de creștere economică, de dezvoltare economică și socială a Timișoarei și a Timișului și de aceea Consiliul Județean Timiș propune de-a lungul anului 2023 un program artistic spectaculos, dominat de trei principii esențiale: excelența artistică, impactul asupra publicului larg și capacitatea de a atrage turiști, însoțite de o dimensiune europeană accentuată a fiecărui proiect implementat. Consiliul Județean a pregătit festivaluri internaționale importante, capabile să atragă un public numeros, Festivalul Internațional de Jazz, JazzX, Festivalul Codru, Flight Festival, Festivalul Internațional de Literatură sau Festivalul Luminilor. Lor li se adaugă evenimente ce îmbină muzica cu noile tehnologii, de-a lungul malurilor canalului Bega, în jurul monumentelor emblematice ale orașului. Cea mai mare expoziție Brâncuș din ultimii 50 de ani din România, cu exponate provenind din muzee celebre ale lumii, este evenimentul cultural și extrem de valoros al anului, căruia îi adăugăm în cadrul programului Consiliului Județean Timiș retrospectivele Victor Brauner și Paul Neagu. Fie că vorbim despre Muzeul Național de Artă Timișoara, de Muzeul Național al Banatului, de Bastionul Maria Terezia, de Muzeul Satului sau de alte monumente și instituții cheie pentru Timișoara și coordonate de către Consiliul Județean, investițiile au fost și vor continua să fie realizate privind spre viitor pentru a lăsa o moștenire solidă Timișoarei 2023. Cultura nu este și nu trebuie să fie doar pentru cei inițiați. Traducem,
și accesibilizăm cultura pentru un public cât mai larg, oferim programe de mediere și educație în spațiul cultural-artistic și, prin parteneriate și evenimente de calitate, poziționăm instituțiile de cultură pe scena europeană. Totodată, prin traseele pe care le pregătim la nivel județean, conectând activitățile culturale cu cele turistice, promovăm valorile autentice locale. Prin efortul nostru conjugat, sunt convins că Timișoara va deveni reper în spațiul și calendarul cultural european, ca o veritabilă capitală a artei. Avem vocația și energia creatoare, distilată în sute de ani de istorie multiculturală și apoi conectată într-un spațiu prezent al respectului, incluziunii și unității în diversitate. Mult succes, Timișoara! Vă mulțumesc! O vorbă dragă mie, tradusă aproximativ din germană, spune că gazdele se așează ultimele la masă. În bunul spirit al acestei tradiții și fără alte introduceri, îl invităm în scenă pe primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz. Stimați oaspeți, dragi timișoreni, ce loc ar putea spune povestea europeană a Timișoarei mai bine decât acest teatru? Ne aflăm în singurul loc din Europa unde sub același acoperiș funcționează trei teatre în trei limbi, română, maghiară, germană. Dar această sală este și locul care a cunoscut teroarea extremismului, când în 1938, într-un atentat antisemit, cineva a aruncat o grenadă cam de acolo, jos în sală, au fost uciși 4 oameni și răniți alți 10. Și tot de aici, din balconul ce dă în Piața Victoriei, a renăscut speranța când, curajos, timișorenii au proclamat Timișoara primul oraș liber de comunism în 20 decembrie 1989. E o parte a moștenirii care ne face să fim cei de azi. O moștenire construită pe valori împărtășite de generații de timișoreni, pe respect pentru diversitate etnică și religioasă, pe curaj, pe un oarecare scepticism față de putere, pe recunoștință pentru ceea ce a fost și este și pe sete pentru ceea ce va fi. Temeșvar, minden közösségével büszkélkedünk, magyar, német, zsidó, szerb, bolgár, roma és számos másol, akik évszázadok óta egy állandó konstruktív párbeszédben élünk itt. Sper că ați văzut sus ce am spus. Suntem capitală europeană a culturii nu doar din mândria acestei moșteniri, ci și pentru că avem convingerea că valorile care ne-au format sunt relevante pentru Europa de azi. Și acum vine un pasaj un pic mai ușor pentru mine. In unserem Europa, das seinen Weg in diesem komplexen Jahrhundert erst noch findet, will Temeswar mit seiner Geschichte Mut machen. Vielfalt ist Kraftquelle. Kultur schafft Wohlstand. Căci prosperitate fără inovare nu există. Inovare fără diversitate nu există. Diversitate fără respect nu există. Respect fără cultură nu există. Ăsta este crezul nostru la Timișoara de sute de ani. Asta este baza prosperității a noastră și a Europei. Hotărâți vom întări acest crez în acest an 2023 și fragilitatea vremurilor noastre nu ne este spaimă, ci spor. Nu suntem perfecți nici în Europa, nici în România, nici în Timișoara, dar capitala culturală nu este un titlu care să premieze perfecțiunea, ci unul care celebrează ambiția unui oraș de a nu sta pe loc.
tocmai din recunoașterea propriilor vulnerabilități se naște energia creatoare care mișcă un oraș. Programul nostru cultural, cele peste 1000 de evenimente și proiecte din acest an, ne va confrunta cu frumusețe, cu speranțe, cu excelență, dar și cu limite, cu frici și vise frânte. Uneori incomod, dar niciodată cinic, niciodată pentru a descuraja, ci mereu pentru a construi, pentru a crește încrederea în valorile noastre, în semenii noștri, în forțele noastre proprii. A crește încrederea, asta este misiunea culturii și asta este invitația noastră către Europa în acest an. Dragii mei timișoreni, vă mulțumesc pentru toată implicarea și dăruirea încăpățânată din ultimii 13 ani pentru acest proiect, tuturor celor care au crezut în potențialul acestui oraș, care au muncit și care încă muncesc pentru el. Să savurăm acest an și să dăm mai departe mândri și încrezători tot ce avem de dat. Dragi români din toată țara, suntem și capitala voastră. Veniți la Timișoara să redescoperiți România, să reaprindem împreună spiritul inovator al acestei țări și să vă încărcați cu speranță și lumină. And to our friends from Europe and all over the world, Timișoara welcomes you with arms wide open. Come here and get inspired. Let's turn the story of Timișoara into a new chapter of a courageous, prosperous and diverse Europe. Bun venit la Timișoara, capitala europeană a culturii. Thank you. Bună seara, bine v-am regăsit. O pană de curent a lăsat în beznă tot centrul istoric al Timișoarei, un moment neprevăzut, însă chiar și în plin întuneric, în cea mai întunecată perioadă din istoria României, în comunism, timișorenii au fost cei care au întrezărit și au readus lumina. Nu e o problemă pentru oamenii. Așa este, Vlad. Suntem în direct, într-un spectacol, într-o transmisiune televizată în direct. Poate să apară oricând ceva neprevăzut, până la urmă la fel ca în viață, așa e. Important este până la urmă noi să transmitem lumina și să știți că sloganul Timișoarei Culturale în acest an este Shine Your Light, Light Up Your City, adică luminează orașul prin tine. Și asta o să încercăm să facem. Și să știți că asta fac și zecile, poate sutele de timișoreni care au rămas aici în Piața Operei. Deocamdată nu s-au îndreptat către Piața Unirii, acolo unde continuă spectacolul. Sunt aici alături de noi și cu siguranță încercăm să luminăm prin noi orașul. Fiindcă lumina e speranță, lumina e viitorul. Am văzut foarte mulți oameni care ieșeau din sala mare a Teatrului Național din Timișoara cu lanterna de la telefonul mobil aprinsă, unul lângă celălalt, se îndreptau spre Piața Unirii, unde dintr-un moment în altul trebuie să înceapă distracția. A început deja acolo, dar să subliniem faptul că a fost un spectacol extraordinar acolo pe scena Palatului Culturii. Într-adevăr, am văzut lucruri deosebite. Am asistat practic la lansarea anului oficial Timișoara, capitală a Europei, capitală culturală a Europei. Și să știți că nu suntem singuri aici, în afară de timișorenii care sunt alături de noi, îl avem alături de noi și pe directorul Operei Naționale Române din Timișoara, domnul Cristian Rudic. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici. Bună seara, bine ați venit, vă mulțumim că sunteți alături de noi. N-aș putea fi în altă parte și credeți-mă, câteodată în teatru se întâmplă să fie prea multă lumină și să uiți la ce trebuie să te concentrezi. Se pare că universul totuși lucrează la Timișoara, cu timișorenii încă o dată, și iată, se vede ce e important. Faptul că ne luminăm orașul, cu ce? Cu cultură, și că aorta culturală a orașului, ați numit-o Palatul Culturii, sigur că da, e puțin abuziv, Teatrul Național, Teatrul German de stat, Teatrul Maghiar și Opera se lășluiesc în această cetate. Cea mai importantă clădire din oraș se vede, e iluminată. Cred că mai mult nici nu avem ce să spunem. De ce? Pană de curent, sigur că se întâmplă, Doamne ferește. Și vă mai spun ceva, foarte important, foarte important. Cultura e vie, orașul e viu. Asta ne separă și de regnul animal și ne
proprie de natură. Suntem în mereu în schimbare și în mișcare. Asta facem, suntem în mișcare și dovedim că așa trebuie să fie. E un spectacol, nu? Cu alte cuvinte, nu ai cum să rămâi în beznă, nu ai cum să rămâi în întuneric dacă te apropii de artă, dacă te apropii de cultură. Așa este, haideți înspre zona aceea, să mergem de acum înainte la Timișoara, pe parcursul întregului an. Simți vibrația întregului oraș, zâmbetul pe chipul tuturor. Trebuie să mai explicăm? Cum ați trăit momentele din această seară, domnule Rudi? Nu am cuvinte, nu se pot prinde în cuvinte. O vedeți și în ochii mei, în ochii dumneavoastră, în ochii sutelor de timișoreni din jurul nostru. A fost un proiect la care știm că s-a lucrat extrem de mult. Știm că ați fost implicat pentru ca Timișoara să devină capitala europeană a culturii. Care au fost cele mai mari provocări în tot acest parcurs? Azi e cea mai frumoasă zi, însă au fost multe provocări. Cel mai important este că s-a întâmplat. Așteptarea a fost prea lungă. Sigur, există un proverb în limba germană care spune bucuria dinainte e cea mai mare. A fost mare, mare, atât de mare încât devenea insuportabilă. Acum se întâmplă. Așa este, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi, că ați binevoit să vă rupeți așa un pic din timpul noastră, pentru că știu că programul continuă și să fiți aici alături de noi. Însă o să încercăm să mergem acolo unde poate nu este acum lumină, dar este sunet, Vlad. E cu siguranță auzit sunet și deja auzim sunetul. E vorba așa de acea instalație montată în Piața Victoriei din Timișoara. E o pădure urbană pe care artiștii au gândit-o ca un spațiu care le oferă timișorenilor, turiștilor, localnicilor o nouă perspectivă asupra orașului. Timp de un an de zile, această pădure urbană va trece prin toate anotimpurile, iar etapă cu etapă oamenii vor putea să vadă de la etaje diferite clădirile spectaculoase din centrul istoric. Da, așa este. Practic vorbim despre o altă perspectivă asupra Timișoarei, pentru că asta și-au propus și cei care au reușit să implementeze acest proiect aici. Practic pe acea construcție modulară, pe verticală, se va putea urca. Fiecare dintre acele platforme reprezintă un punct de belvedere. De acolo, timișorenii sau turiștii sau cei care ne vizitează orașul vor putea vedea Timișoara de la înălțime, pentru că am auzit spunându-se, cunoaștem Piața Operei, cunoaștem clădirile de aici, dar cum le cunoaștem? Majoritatea dintre noi de pe orizontală, să spun așa. Avem ocazia să... Cred, Ana, cred că vor fi foarte mulți turiști care vor face fotografii și le vor posta pe Instagram absolut, și chiar aici asta vreau să subliniez. De-a lungul întregii serii am văzut sute, poate mii de telefoane. Mii, cu siguranță, cu siguranță mii, da. Oamenii au venit aici, s-au fotografiat în Piața Victoriei cu clădirea Palatului Culturii, dar și cu această instalație, îi spuneau cei care au demarat proiectul. Pădurea urbană. Pădurea urbană, am alintat-o noi, Vlad. Așa e. Pepiniera este numele oficial, acestui proiect, exact. Numele oficial, dar este într-adevăr o reală pădure urbană, pentru că practic întreg spațiul este înțesat cu plante ornamentale înalte. Te simți până la urmă ca într-un parc, așa e dacă urci. Am fost și noi într-adevăr acum în pauză și am văzut cum anume se vede de acolo orașul. Da. Hai să vedem cum e acolo, nu vrei să vedem care e atmosfera? Hai să vedem și pe întuneric, cu siguranță. Da. Haideți să vedem că și acum. Am fost pe lumină. Noi am fost pe lumină, da. După lăsarea serii să vedem cum arată orașul de acolo de sus, pentru că Luisa Târcă, colega noastră, a rămas acolo și cu siguranță acum ne poate arăta. Luisa, te rog. Bun găsit din nou, sunt la cel de-al doilea etaj al pepinierei. Alături de mine este DJ Bully, care se pregătește din moment în moment să începem toată distracția aici. Proiectul se numește Pepiniera, 1306 plante pentru Timișoara. Este un concept foarte interesant care încearcă cumva să schimbe perspectiva asupra Piaței Victoriei, așa cum spuneați și voi. Și asta pentru că Piața Victoriei este de obicei doar un loc de trecere. Oamenii rar se opresc aici să aibă un răgaz, să admire clădirile, să vadă tot ce se întâmplă aici. Iată, această grădină verticală în mijlocul orașului ne oferă o perspectivă de la înălțime. Putem vedea de aici, de la etajul 2, putem vedea direct balconul operei, iar plantele sunt așezate în așa măsură încât să ofere anumite puncte de belvedere spre clădiri din Piața Victoriei, cum este opera, cum este catedrala. Cum spuneam, alături de
de mine în această seară este DJ Bully, care mixează aici în pepinieră. Bun găsit! Bine ați venit! Cum e atmosfera la Timișoara în seara asta? Călduță momentan, să sperăm că rămâne așa. Sunt foarte mulți oameni care au venit, care sunt acum în Piața Victoriei. Am văzut foarte mulți turiști străini. Cum e ideea asta de a mixa de aici, de sus? E o idee la înălțime, să zic așa. De unde a pornit pasiunea asta pentru a mixa și de cât timp? De regulă sunt vreo 25 de ani de când m-am apucat prima oară. De unde a venit? Moștenire de familie, să zic așa. Sunt mulți artiști internaționali cu care am văzut că ai colaborat până acum. S-au strâns câțiva, acum să sperăm că se mai strâng încă pe atât, dacă nu mai mulți. Sunt și locuri de suflet, așa, unde ai fost și ai mixat și au rămas. Mai acolo unde lumea într-adevăr iubește din tot sufletul muzica, rămân locurile mele de suflet. Nu contează unde. Important e să iubească muzica bună. Cum e un public bun pentru tine? Publicul ăla care dansează pe orice li se oferă. Mulțumesc tare, tare mult! Așadar, am început distracția aici, în pepinieră, de la etajul 2. Oamenii care s-au strâns în Piața Victoriei pot asculta muzica de jos deocamdată, pentru că nu se poate urca în pepinieră în seara aceasta, dar se va putea urca. Dau legătura înapoi la voi, Ami Vlad? Într-adevăr, e o atmosferă extraordinară aici, în Piața Victoriei, iar cu puțin timp în urmă s-a încheiat spectacolul din Sala Mare a Teatrului Național din Timișoara. Premierul Nicolae Ciucă tocmai a plecat din centrul istoric al Timișoarei, la fel și majestatea sa, custodele coroanei Margareta și alteța sa regală, Principele Radu, iar foarte mulți oameni care erau aici în Piața Victoriei se îndreaptă acum spre Piața Unirii. Așa este și să știți că încă de acum o oră și ceva am văzut grupuri de tineri, dar nu doar de tineri, mergând pe strada Alba Iulia din Timișoara, o stradă pietonală extrem de frumoasă, trebuie centrul să veniți istoric. Să vedeți. Centrul istoric, da, trebuie să veniți să-l vedeți. Îndreptându-se către Piața Unirii din Timișoara, acolo unde deja a început spectacolul, probabil se cântă, se dansează. Sigur se dansează, eu cred că dansează deja oamenii. Absolut, acolo. Dar haideți mai bine să încercăm să mergem, să vedem care este atmosfera acolo, însă nu înainte de a vă reaminti că pe TVR2 o să puteți urmări în continuare acel spectacol. Încercăm să mergem la Adriana Pinti. Hai să vedem ce spune Adriana. Adriana, bună seara, ești pregătită? Bine v-am regăsit, dragilor! Da, aici petrecerea a început. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt convinsă că e foarte frumos acolo la voi, că aveți toate oficialitățile. Sunt convinsă că e frumos și la Luisa acolo, o perspectivă de la înălțime. Dar vă spun, aici trebuie să fiți cu toții în această seară, în Piața Unirii din Timișoara, pentru că aici e polul distracției. Petrecerea a început deja de mai bine de jumătate de oră. Au fost deja DJ Calu și doctorul Sinteză care au încălzit atmosfera. Iar în acest moment pe scenă este trupa timișoreană de rock Implant pentru Refuz, cu cel de-al doilea invitat al lor, Dora Gaitanovici, a fost Dan Byron mai devreme. Piața e plină de oameni, autoritățile estimau cam 15.000 de oameni. Eu zic că e doar începutul, până spre finalul serii piața va deveni cu certitudine neîncăpătoare. Am văzut tineri, am văzut vârstnici, văd copii în public, cu toții se simt bine pentru că spectacolul din această seară se adresează tuturor. Avem muzică rock, avem muzică electronică, hip-hop, funk, avem muzică lăutărească cu cel mai mare și mai cunoscut Gypsy Band din lume. Vom avea un spectacol inedit care a captat atenția și a fascinat milioane de oameni din peste 30 de țări din lume, More Experience.
la un moment dat pe cerul Timișoarei, aici în Piața Unirii, vor urca la propriu 22 de artiști acrobați de la Voila Project din Spania. Aceștia vor folosi cerul ca decor și vor face un spectacol la înălțime, totul pe acordurile muzicii rock ale artiștilor de la Dušan Pilot. Spuneam că va fi un spectacol inedit de lumină, de culoare, de muzică. De asemenea, pentru că Timișoara e un oraș al diversității și pentru că muzica înseamnă unire dincolo de orice graniță, vreau să vă spun că artiștii locali, cei din țară, dar și cei din străinătate, și aici mă refer la Ucraina, la Spania, Germania, Marea Britanie, cu toții vor cânta în diferite proiecte împreună pe scena din spatele nostru, tocmai pentru a aduce în fața publicului telespectator, dar și a publicului spectator de aici, din Piața Unirii, un spectacol așa cum Timișoara nu a mai văzut de mulți ani. În această seară, începând din această seară, Timișoara devine capitală culturală europeană, alături de Veszprém, Ungaria, alături de Elefsina din Grecia. Ei bine, acest moment este marcat așa cum se cuvine. Vor fi peste 130 de momente culturale-artistice în acest sfârșit de săptămână, care vor avea loc atât în cartierele din oraș, cât și în zona centrală. Dar așa cum spuneam, acesta este momentul de deschidere al Timișoara, capitală culturală europeană. E momentul în care Timișoara strălucește și fiecare timișorean care, sau turist care vine aici își aduce lumina pentru ca Timișoara să-și arate strălucirea în această noapte. Va fi un maraton de concerte, spectacole, culoare și multă lumină. Adriana, îți mulțumim pentru această transmisiune din Piața Unirii, în Piața Victoriei. Îți mulțumim, Adriana, pentru această transmisiune din Piața Unirii, în Piața Victoriei din Timișoara, în continuare întuneric, dar oamenii sunt cei care aduc lumina. Iată un exemplu atât de bun. Așa este. Așa este, cum spuneam. Încercăm să luminăm orașul prin noi. Și să știți că timișorenii au fost invitați sau au fost provocați pe parcursul întregului an să lumineze orașul prin ei. Și cred că asta se întâmplă acum, așa e, Vlad. Și n-a fost deloc organizat, trebuie să spun. N-a fost organizat. Un moment neprevăzut. Iată, da. Nici nu credeam că o să avem așa de repede ocazia să arătăm că luminăm orașul prin noi, nu-i așa? Avem însă în continuare un invitat special alături de noi. E vorba de înalt preasfinția sa, Mitropolitul Banatului. Părinte, bună seara, vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi și alături de Timișoara. Cum ați trăit momentele și cât de importantă este această zi pentru istoria orașului nostru? Mai întâi aș vrea să mulțumesc organizatorilor că în prezentarea spectacolului care a fost în interior au prezentat catedralele, bisericile importante din orașul acesta, ceea ce credem că se va prezenta o Timișoară cultural creștină. Și știm foarte bine că din locul unde ne aflăm acum, s-a strigat în decembrie, cu noi este Dumnezeu. Și așa că am rugat pe Dumnezeu să ocrotească orașul acesta, cetatea aceasta și să facă din fiecare din noi o mică candelă, o mică luminiță ca să luminăm cultura noastră creștină tradițională de aici, din Banat. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Foarte scurt o să vă mai rețin și o să vă întreb așa, când rămâne omul pe întuneric? Atunci când se stinge lumina sau când poate să rămână omul cu adevărat pe întuneric? Omul rămâne în întuneric când a plecat de sub brațul lui Dumnezeu. Nu vedeți dumneavoastră, deși este relativ întuneric, am putea spune, cetatea aceasta în momentul acesta, dar pe fețele oamenilor se vede lumină. Deci, nu lumina fizică, ci lumina aceasta taborică, imaterială, care vine Dumnezeu acesta să lumineze sufletele și viețile noastre. Să păzească Dumnezeu cetatea noastră și să avem parte anul acesta de un moment de destindere culturală, pentru că cultura este pâinea minții omului. Și n-aș putea, dacă mai îngăduiți o secundă, să nu rostesc cuvântul acesta, să facă Dumnezeu și oamenii
care diriguiesc această țară să stingă focul de la răsărit de țara noastră și să rămână doar lumina aceea care vine sus a înțelepciunii de la Dumnezeu. Gând la gând, mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Emoționante cuvinte. Așa este, așa este, și emoționant a fost de altfel întreaga seară. Cu atât mai mult, parcă acum la final, e mai emoționant decât la început, așa e, Vlad? Așa e, am văzut o zi specială, spectaculoasă, am văzut reprezentanții ai corpului diplomatic care au venit la Timișoara, am văzut prima apariție publică a ambasadorului Statelor Unite. Așa este, așa este, proaspăt numit în funcție, exact. A venit aici la Timișoara la deschiderea anului Capitalei Culturale Europene. Premierul României Nicolae Ciucă. Familia regală. Familia regală, ministrul culturii. Invitați din străinătate, să nu uităm, dar spuneam mulți că au fost reprezentanți ai guvernelor din țările vecine și oaspeții noștri din orașele cu care împărțim anul acesta titlul de Capitală Europeană a Culturii, Veszprém din Ungaria, foarte aproape de noi de altfel, și Elefsina din Grecia. Una peste alta, eu zic că... Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ha, e o întrebare foarte grea. Da, așa e. Mi-a plăcut că nu ne-am pierdut, cred așa, nicio clipă, bună dispoziție, încrederea că totul se derulează excelent și bucuria până la urmă, pentru că așa am și început cu bucuria că preluăm acest mandat și v-am zis cât de bucuroși și cât de mândri suntem până la urmă, nu? Suntem bănățeni, nu? Bănățeni făloși, da? Așa se spune despre bănățeni și tu, Vlad, ești timișorean. Și eu sunt de la Timișoara, e adevărat. Cu siguranță... 20.000 de oameni în stradă, pe mine asta m-a impresionat. Am văzut foarte mulți oameni în stradă în aceste zile. Astăzi am văzut foarte mulți turiști, Ana. Am da, și de aici? Din toată Europa, din Japonia, care au venit da. Să vadă Timișoara. Mi se pare extraordinar. Și de aici atmosfera asta de entuziasm și, cum spuneam, într-adevăr, orașul vibrează și sunt absolut convinsă că și în zilele următoare, pe parcursul deschiderii, se va întâmpla acest lucru și este un an la dispoziție în care o să facem asta. E momentul să încheiem. Așa este. Noi suntem Vlad Ungar și Ana Maria Chevereșan. Vă mulțumim că ați fost alături mulțumim de noi. Mulțumim că ați rămas cu noi.